cu Oana Tache și, așa cum spuneam, cu Nicu Bocancea în dimineața asta. Bună dimineața, Nicu! Bună dimineața, Oana! Mulțumesc. Mi se pare foarte tare jobul ăsta de florist. E un job în care în fiecare zi te întâlnești cu frumosul și vreau să știu de unde până unde pasiunea asta ta pentru flori. Cred că din familie. M-am născut într-o familie de floriști și am preluat-o vrând nevrând. Am înțeles, deci e cu ștate vechi. E cu ștate din 1970. Mamă, adică exact cum trebuie. Uite, în fiecare weekend se mai întâmplă să primesc pe WhatsApp câte o floricică. Se trezesc ai mei ascultători și mai îmi arată. Ba ce au prin curte, ba ce au găsit pe stradă, ba miurează, știi? Și mă umple de bucurie treaba asta. De asta zic că cred că e una dintre cele mai frumoase joburi. Adevărat asta. Nu? Chiar eu asta simt în fiecare zi. Pe lângă stresul pe care îl trăiesc în fiecare zi. Dar... stând în jurul florilor este o nebunie și te trezești și nu simți atât stres cât simți pasiune și atunci... Dar de ce stres? Pentru că sunt comenzi multe sau pentru că... Stres pentru că sunt comenzi multe, pentru că este un business care este foarte fragil, este, eu îi spun, un business de 7 zile, de când floarea se taie până ajunge în vază la tine acasă și apoi să te bucuri și tu de ea. Totul se întâmplă undeva între 7-10 zile. Zi-mi așa, din experiența ta și din ce ai văzut, există trenduri? Adică există perioade în care se cumpără mai mult un anume tip de flori sau un anume tip de, nu știu, plantă? Clar da. De exemplu, dacă spui plante, da, a fost un trend nebun în pandemie, când toată lumea a simțit așa? Nevoia de verde și nevoia de natură și de viață, da. Toți stând în casă au început... o întreagă nebunie, o întreagă vânătoare după plante. Și au explodat vânzările pe departament de plante la noi. Dar apoi oamenii au început să aprecieze sezonul și acum, de exemplu, vine sezonul bujorilor și chiar simți efervescent asta că, nu știu, sună clienții, au apărut bujorii. Bujorii sunt tot timpul anului, dar la niște prețuri pe măsură, iar apoi când intră în sezon acum, de exemplu, au început bujorii pentru vreo 3 săptămâni, o lună zile. Toată lumea vorbește numai despre bujori. Ok. Uite, am primit un mesaj de la cineva care e în aceeași branșă cu tine. Zice, măi, Oana, să știi că e mult stres. Vă spune și florărea sa din mine că are dreptate Nicu și că, într-adevăr, e foarte mult stres în jobul ăsta. Mă, dar ce se întâmplă cu garoafele? Uite, apropo de trenduri. Că când eram eu mică, maică-mea era plină de umplea casa de garoafe. Dintr-o dată, știi, mi se pare așa că parcă nu se mai poartă garoafa. Nu cred, nu. Dacă tu aude acum fratele meu care... se ocupă de achiziția florilor și el e nebunit după garoafe. De vreo 10-12 ani în Olanda au făcut niște studii și au început să promoveze foarte mult garoafele și acum efectiv s-au creat o nebunie de soiuri de garoafe cu culori diverse, de la aproape negru către alb, toate nuanțele posibile ale lumii. Și sunt niște culori pământii acum foarte în trend. Garoafa este foarte apreciată și chiar și la noi în magazine. Mă, Nicu, da, zi-mi așa, apropo de trendurile astea, că, uite, toți stăm, bineînțeles, și pe net foarte mult. Dacă nu suntem cu Instagram-ul la brațe, exact, de când ne trezim până când închidem ochii. Ai văzut că se fac tot felul de hărți sau apar tot felul de trenduri din astea legate de magnolii, harta magnolilor în București. Iarăși, acum e nebunia cu glicina. Trebuie să aibă toată lumea câte o poză cu glicina, cu rapița, nu mai zic că tot internetul e plin de galben. Ce-i cu trendurile astea? Care-i treaba? Treaba e, cum ai spus și tu, internetul. Simți nevoia să-ți pui poze cât mai frumoase și le cauți în cele mai speciale locuri. Toată lumea e în Cotroceni când este sezonul magnoliilor sau în partea asta lângă Dorobanți, o magnolie superbă, mai știu, am asta a Polonii. Iar apoi cu rapița, ce să mai... Toată lumea în câmp. Tot Instagramul e galben. Adică. Da. Dar e frumos. Adică, atâta timp cât sunt flori împrejur, nu cred că e ceva rău. Crezi că am putea să facem ceva de genul turism floral? Adică, știi, fix să chemăm turiști internaționali în București, fix pentru sezoane din astea, în care, sau nu neapărat în București, în toată țara, vorba aia. Fix pentru perioade din astea în care, uite, înfloresc unele flori și... Sunt sigur, de ce nu? Dacă în Japonia au reușit să facă nebunia cireșilor, de ce să nu facem, da, cu crizantema? De ce să nu facem și noi? Dar, de exemplu, îți spun, eu am fost să văd cireșii din Herăstrău, din japoneză, foarte frumos, dar necurățați de câțiva ani, săracii cireși. Și să știi că anul ăsta grădina japoneză arăta mult mai bine decât arăta în alți ani, adică a fost mult mai îngrijită. Îți spun că sunt consumătoare de grădina japoneză. De ce fântânile astea sunt pierdute pe aici? Da. Dar poate cu viitor... lucrurile știi bine. Cum e. Da, se întâmplă într-un anume fel. Când vine vorba de flori din astea, cum ziceai, exotice, din țări străine, că vorbim de Asia, că vorbim de Africa, că vorbim de America, la ce se înghesuie românul? Cred că la orhidee, că vorbim de orhidea, flori exotice, da, orhidea îți dă cumva... Mi-aduc aminte de perioada aceea de după Revoluție, când părinții mei se străduiau să aducă din Thailanda orhidee. Cumva nu mai duceai garoafe și te duceai cu un buchet de orhidee de îndrolul, care în Thailanda e ceva mai jos decât garoafa la noi. Da. Și orhideea zădea cumva, deschidea ușa și crea starea aceea de bogăție, știi? Adică un buchet de orhidee. Dar, pe de altă parte, nu știu, s-au creat acum fel și fel de flori, deoarece nu mai sunt granițe, nu poți să zici, dacă vrei ceva din Noua Zeelandă, în 48 de ore ajunge în București, da. Și cumva, nu știu, de exemplu, bujori vin în Chile, sunt niște flori exotice, ca ai în noiembrie bujori în magazin. Dar sunt o sumedenie de flori pe care eu, dacă le-aș da numele, ascultătorii nu le-ar cunoaște în mare parte și atunci le descoperă că în sunt complicați termenii, da. Dar le văd la raft și vorba arată bine. Și florile exotice, de obicei, dacă au un avantaj, este că sunt mult mai rezistente, necesită mult mai puțin consum de apă decât, nu știu, un bujor sau florile de primăvară, de exemplu, lalelele, care beau apă în fiecare zi. Da, da. A, și cu lalelele. E plin Bucureștiul de lalele. De ce nu promovat foarte mult nebunia lalelelor? Asta zic, nebunia lalelelor. De ce nu una neaușă? Că știi că laleaua te duce cu gândul la Amsterdam, te duce cu gândul peste mări și țări. Uite, de ce nu garoafe? Că tot am vorbit de garoafe. De ce nu garoafe? Deoarece în România s-a promovat foarte mult garoafele roșii și albe. Și de obicei la funerare. Am înțeles, deci de acolo vine. De ce cu gândul, nu, garoafele sunt, expresia este de... Bine, hai să alegem altă floare, nu știu, de ceva care... Nu, dar noi avem flori, adică începând primăvara și încep toată nebunia asta cu ghiocei, apoi vin zambile, vin lalele, după zambile, lalele, încep acum astea cu bujorii, glicina. Nu spune că și tu aici ești o răsfățată, adică am venit spre... Mamă, deci ai văzut? Glicina aveți, da. Da, avem glicina aici în fața radioului, de noi adevărat. De nebunii care stau pe Instagram, eu sunt în România acum, eram cu poza la glicină. Nu mi-am făcut eu poza, dar am făcut la glicină. Am făcut și eu săptămâna trecută, păi eram nebunită, îți dai seama, e foarte frumos, e foarte frumos. Da. Zi-mi așa, în medie, cât crezi că sparge un român pe flori anual? Ai să râzi, dar românii sunt consumatori de flori, adică față de cei din străinătate, românii chiar consumă flori, sunt iubitori de flori și cred că avem și... Eu vreau să zic partea asta din comunism, în care trebuia să te duci undeva și aveai obligația de a te duce cu 5 garoafe, cu 7 garoafe. A rămas mentalitatea, da. Și cred că ne-a rămas mentalitatea că te duci în vizită la cineva, te duci cu un buchet de flori. Și atunci se consumă. Era subit așa, orice ușă se deschide cu o floare. Îmi place asta. Dar nici cu floare nu se face primăvară. Adevărat și asta. Tocmai de-aia am zis să te chemăm și să povestim un pic și despre partea asta din spate a jobului de florist, mai ales că eu îmi doresc foarte tare să încep să descoper atât ascultătorii. Astăzi am făcut cunoștință cu ei, am cerut poze cu ei pe WhatsApp să ne cunoaștem mai bine și în același timp și zona asta, pentru că toată lumea sau foarte multă lume muncește și în weekenduri. Pentru tine cum e cu jobul ăsta 24/7? Adevărat așa. Adevărat așa, 24/7, a? Da, sper ca soția mea să nu asculte emisiunea. Dar, într-adevăr, e greu, dar e frumos în același timp. Este o pasiune și eu zic că e un microb. Dacă te-a prins microbul florilor, nu-ți mai dă drumul. Adică, efectiv, ești ca un sclav, în ghilimele, al florilor. Ești prins în nebunia asta și... Cred că este și bucuria de a avea un efect imediat. Adică orice proiect pe care îl faci nu durează până îl termin decât, nu știu, o zi, două, trei, o săptămână. Și atunci te bucuri imediat de el. Pe când un arhitect, nu știu, muncește 4 ani de zile la o clădire. Noi ne bucurăm de esența emoțiilor imediat. Și cred că acolo e lucru care te prinde. Nicu Bocancea, ai fi făcut altceva? Dacă mă trebuie... Alt job? Și oricum, dacă mă scolt din somn, zic că nu. Cred că orice aș fi făcut, aș fi încercat să fac foarte bine. Dar fac ceea ce îmi place și nu mă văd făcând altceva. E vorba despre pasiune și e vorba despre vocație, dacă vrei, mai ales că zici că vine din familie, e o chestie care trebuie continuată, e o tradiție, e un brand puternic, e o chestie care cu siguranță în timp va persista. și va continua. Eu zic așa, că mi-ai umplut și Instagram-ul de flori în dimineața asta, pentru că au început oamenii să se laude. Uite, am primit orhidee, am primit bujori, cum zici, am primit și garoafe. Uite, da, cineva care e de acord cu chestia asta. Că tot vorbiți de flori, bună dimineața, încă un buchețel primit aici. Ce vreau eu să zic este că îți mulțumesc că, uite, ne-ai făcut ziua frumoasă și astăzi și îți mulțumesc și pentru flori și îți mulțumesc, pentru răspunsuri și să ne vedem, să ne vedem cu bine, să ne vedem în oraș la traseele astea. Uite, vezi, asta poate facem o chestie împreună cu turismul floral în România. Ar suna într-un fel. Ia să vedem, voi votați pentru ideea asta? Turism floral. 0734 363 300. Nicu Bocancea, mulțumesc mult de tot că ai fost cu noi dimineața asta. Noi rămânem, bineînțeles, conectați la Aparacu și mai multe muzică bună. Coil Ray, chiar acum cu Players, Tesher în Jason Derulo cu Jalebi Baby și Puia cu Tudor Chirilă, Stele Căzătoare. Că tot ziceam că trebuie să stăm cu ochii pe cer în această seară mare.